ședința extraordinară convocată de îndată, declar deschisă. Înainte de a intra în ordinea de zi, am o rugăminte la dumneavoastră. Aș vrea să păstrăm un moment de reculegere pentru fostul șef, director al Poliției Locale și nu numai al Poliției Municipale, cu care toți am colaborat, domnul Văsirău meu, dacă sunteți de acord. Mulțumesc! Vă mulțumesc! Am să rog pe domnul director Anton, care o înlocuiește astăzi pe doamna secretar, să ne spună prezența. Da. Dacă îmi permite să o înlocuiește pe un motiv. Pentru că e bolnav. Da, are COVID. Da, pentru că e bolnav, urma să spun. Domnul consilier, sunt prezenți fizic 14, online, am înțeles că o să intre domnul consilier Raț, domnul consilier Duran, pe care îl văd și eu, și doamna Gheorghe este... Și domnul Raț este. Și domnul Raț este și doamna Gheorghe... A intrat. A intrat și doamna. Lipsesc domnul consilier Bogdan Ene și dumneavoastră Chelivu. Suntem 17, mulțumesc frumos. Avem și doamna mai online, fizic. Deci suntem 15 fizic și 2. Fiind ședință extraordinară de convocată de îndată, bănuiesc că nu mai avem niciun proiect de adăugat pe ordinea de zi, așa că am să vă supun atenție și să votăm proiectul ordinii de zi așa cum ne-a fost transmis. Cine este pentru? Toți cei prezenți. Domnul Duran? Cum ești, pentru? Vezi că... Domnul Raț, vă rog să vorbiți un pic mai ordinea tare, mulțumesc. Nu aud nimic. În unanimitate, deci 15 voturi fizice și 2 online, da? S-a votat proiectul ordinii de zi. Am să vă spun că toate avizele pentru cele 3 proiecte de la cele 2 comisii sunt favorabile. Și am să trec să dau citire titlului primului proiect, proiect de hotărâre privind aprobarea rectificării bugetului local al municipiului Câmpina și aprobarea rectificării bugetelor ordonatorilor terțiar de credite pe anul 2021, inițiat por domnul primar Moldoveanu. Înainte de a-i da cuvântul, o să vă spun că eu la proiectul numărul 1 și proiectul numărul 3 nu voi participa la dezbateri și nu voi participa la vot. Bănuiesc că nici... Vă rog să se consemneze. Mulțumesc mult, domnul primar. Nu am nimic de adăugat în afară de informația pe care v-am dat. Dacă vă stau la dispoziție cum... Discuții la proiectul de rectificării bugetului local, vă rog. Aveți? Eu. Vă ascultăm, domnul Duran. Un pic mai tare, vă rog frumos. Eu încerc să... Efectiv, urlu, vă rog să mă credeți. Oricum abia vă ajut, vă aud. Mi se pare inadmisibil din partea domnului primar că nu s-a ocupat să asigure condițiile necesare desfășurării fără dificultăți a unei ședințe de consiliu. Mă așteptam să primesc un link de Zoom și să se desfășoare ședința mai civilizat. Indiferent care sunt greutățile, nu înțeleg de ce nu-i nimeni la pupitru ca să fie un microfon și să mă pot auzi ca lumea ceea ce am de spus. În al doilea rând aș vrea să vă întreb vis-a-vis de ședința asta de extraordinară, care a fost urgența? De ce nu am putut aștepta până peste 2 săptămâni la ordinară, dacă puteți să-mi răspundeți? V-am mai spus și înainte de ședință, sunt anumite... Eu nu eram înainte de ședință, spuneți-mi acum, vă rog. Ok, vi le spun imediat. Trebuie să depunem pe fonduri europene, exact cum ați primit și în informarea imediat, în informarea pe care ați primit-o pe mail, urgența astăzi este motivată de următoarele. Introducerea în anexa 2 a unei poziții generate de semnarea în perioada imediat următoare a contractului de finanțare pentru un proiect finanțat prin POCA 2014-2020, deschiderea apelului privind creșterea eficienței energetice în clădirile publice prin AFM în data de 15 septembrie
pentru care trebuie acționată consultanță în vederea întocmirii și depunerii documentațiilor pentru 4 clădiri publice. Le-ați avut, domnul consilier? Ați primit pe mail sau n-ați primit? Ca să știu că dacă n-ați primit, într-adevăr aveți dreptate. Da, am primit. Mulțumesc. Mă gândeam că să-mi spune doar de grădință. Mă rog, referitor la proiectul de hotărâre pe care l-am în față, aș vrea să-mi explicați, vă rog, la lista obiectivelor de investiții pentru anul 2021 cu finanțare parțială sau integrală din bugetul local. La capitolul imediat vă spun 703 locuințe, servicii și dezvoltare publică. Care? Capitolul 702, locuințe, servicii și dezvoltare publică. Litera C, alte cheltuieli de investiții. Explicați-mi, vă rog, poziția 38. Este vorba despre sprijinirea eficienței energetice și a gestionării inteligente a energiei în infrastructură de iluminat publice a municipiului Câmpina, etapa a doua. Se propune... Ce înseamnă? Poftim? Ce înseamnă? La ce se referă? La ce v-am spus? Etapa a doua pe infrastructură de iluminat public. Nu, încă nu înțeleg ce înseamnă. Adică este un proiect sau cum? Nu înțeleg. Da, bineînțeles. Și v-am spus, se propune suplimentarea sumei de la 5.000 de lei la 195.400 pentru servicii de proiectare și servicii de consultanță. A, ce ați vorbit la început în darea de seamă. Da, și să știți că mi se pare inadmisibil din partea dumneavoastră să spuneți că n-ați știut când ați primit pe mail toate informațiile. Că n-am știut ce? Nu, să spuneți că n-ați primit... Că nu știți despre ce, de ce este făcut proiectul de hotărâre pentru rectificare bugetară, odată ce ați primit pe mail informațiile. Și eu vă spun că mi se pare inadmisibil să spuneți că nu știți de ce e urgență când ați primit. Iar pentru chestia cu online, îmi cer scuze, la următoarea ședință nu o să se mai întâmple. Și mie mi se pare inadmisibil, dacă este o luăm așa, că ați făcut o dare de seamă de 25 de minute, practic, cu puncte diverse, la o ședință extraordinară de Consiliu, la care nu există puncte diverse. Și nu puteți să spuneți că a fost o chestie neoficială, câtă vreme presa este de față, iar înregistrarea integrală a ședinței, cel mai probabil va apărea darea dumneavoastră de seamă. Deci dacă vreți să faceți o dare de seamă către locuitorii orașului Câmpina, sunteți liberi să faceți o conferință de presă sau să o faceți la diverse ședința ordinară, nu ședința extraordinară, unde alocuțiunea dumneavoastră nu și avea sens. Mă bucur foarte mult. Mai rog, tot legat de proiect, nu, o secundă, că a spus niște lucruri. Lăsați-mă să vă răspund. Așteptați să termine, vă rog. Punctul 39. Următor. Mai repetați odată, că n-am înțeles. 39. Da, imediat. A, eu n-am auzit. Același capitol, aceeași literă, punctul 39. Trebuie servicii de consultanță tehnică, de specialitate, identificarea, inventarierea clădirilor de locuit. Imediat. Adică, cu alte cuvinte, dacă înțeleg eu corect, noi dăm 1.600.000 de lei vechi unei firme de consultanță să ne numere clădirile de locuit din oraș? Deci, dacă ați citi legea... În contextul în care avem un serviciu în cadrul primăriei cu doi angajați care se ocupă de așa ceva, avem și poliția locală care poate să ne ajute și avem și serviciul ATPB. Și în condițiile în care am avut buget de 2 miliarde tot anul, dăm 1.600.000 de lei acum unei firme de consultanță să ne numere apartamentele și casele în oraș? Domnul Duran, ați terminat întrebarea ca să-i dau cuvântul domnului. Da, am terminat-o. Mulțumesc, domnul primar, aveți cuvântul. La primul punct al dumneavoastră, îmi pare bine că
vă văd poziția cu care trebuie să vă răspund și eu de acum încolo la ședință. Ați tratat eronat discuția pe care am avut-o înainte să înceapă ședința, deci nici de cum nu a fost, nu s-a început ședința și n-au fost diverse. Am spus decât dacă vreți să vă informez cu anumite lucruri, dar observ că nu doriți să vă informez, iar de acum încolo o să fac așa cum spuneți dumneavoastră. Nu o să vă mai informez cu nimic, de data aceasta vă răspund, dar de acum încolo nu vă mai informez cu nimic, că mi se pare inadmisibil să spuneți că au fost diverse, dar și nu au fost diverse. Dar înțeleg poziția, iar cu privire la punctul acela, poliția locală nu are competențe să facă planuri locale multianuale pentru creșterea numărului de clădiri și clădiri noi și existente, ale căror consum de energie este aproape egal cu zero. Se pare că este inadmisibil după un mandat sau două, nu știu câte aveți, să nu cunoașteți aceste lucruri, adică legea numărul 372 din 13 decembrie 2005, în care suntem obligați să facem acest lucru, mai ales pentru fonduri europene. Și știu că și lucrați cu fonduri europene și ar fi trebuit să cunoașteți acest lucru, dar vă înțeleg poziția și o să o respect în a nu vă mai informa, că văd că v-a deranjat. Și este vorba despre ce v-am spus, conform legii 372 din 13 decembrie 2005, articolul 7 aliniat 1, primarii localităților cu mai mult de 5.000 locuitori inițiază planuri locale multianuale pentru creșterea numărului de clădiri noi și existente, ale căror consum de energie este aproape egal cu zero, deoarece ciclul financiar la care se pare că ar fi trebuit să știți, 2021-2027, vizează foarte mult pe energie verde. Asta înseamnă reduceri masive de poluare. Adică ce înseamnă asta? Să știm exact cum stăm din punct de vedere a clădirilor vechi în primul rând. Bineînțeles că în primărie se lucrează la acest, se va colabora cu firma de consultanță care este obligată conform acestei legi. Și ce urmează să construiască, nedându-se autorizație pe normele noi, decât cu eficiență energetică. Mulțumesc, doamna. Ați terminat? Ați terminat, domnul primar? Da, da. Domnul Duran, mai aveți ceva de adăugat? Deci există un serviciu de spațiu locativ sau ceva de genul ăsta în primărie, unde sunt angajați două persoane care cred foarte bine că ar putea să facă identificarea și inventarierea clădirilor de locuit. În proiectul de buget nu scrie absolut nimic despre ceea ce mi-ați spus dumneavoastră acum și m-ați tras pe mine la răspundere că nu știu. Ba foarte bine că știu ce înseamnă 2021-2027 și ce înseamnă energie verde. Aici este o exprimare de două rânduri și dumneavoastră dați 1.600.000 ca să ne numere clădirile de locuit. Alte detalii nu ați dat și aveți doi oameni care poate să facă chestia asta dacă poliția locală nu are competențe să facă așa ceva. Și în contextul în care declarațiile dumneavoastră de când a început mandatul și până acum, de la fiecare ocazie, orașul nostru este în faliment, păi spuneți-ne și nouă, este în faliment sau nu este în faliment orașul de 1.600.000 să ne numere clădirile? Că dacă nu e în faliment, atunci o să venim și noi cu proiecte de hotărâre. Adică avem și noi idei, putem să facem niște chestii. Deci ăsta este motivul pentru care eu astăzi o să votez împotriva acestui gest. Ați terminat, domnul? În primul și în primul rând această poziție și în al doilea rând atitudinea dumneavoastră. Și dumneavoastră în primul și în primul rând sunteți acolo. În al doilea rând sunt pe WhatsApp în ședința de Consiliu din cauza că dumneavoastră nu v-ați ocupat să avem un zoom cât de cât să mă vadă și pe mine colegii și să vă și asta. Domnul Duran, ați terminat? Da. Mulțumesc. Domnul primar, răspunde, vă rog. 1. Domnule consilier local, oamenii din primărie nu sunt atestați pe foarte multe lucruri. 2. Această consultanță nu vizează doar numărătoarea apartamentelor. Dacă sunteți pe fonduri europene și văd că sunteți, mă rog, sunteți că așa v-ați declarat, ați fi știut acest lucru. 3. Mă întrebați pe mine dacă e orașul în faliment? Ați uitat că ați aprobat inclusiv o refinanțare, că nu mai erau bani pentru finanțarea creditelor, cât ați fost consilier local?
Ați uitat? Ați uitat că ați... Păi lăsați-mă să vă răspund. Păi nu, păi nu. Nu ne întoarce, nu ne... Domnul Duran. Lăsați-mă să vorbesc, da? Ce scrie identificarea, inventarierea clădirilor de locuit? Eu mă duc cu gândul ce... Domnul Duran! Domnul Duran, m-auziți? Dacă mai interveniți pentru... Domnul Duran! Dacă mai interveniți peste mine, eu v-am ascultat, eu vă spun că nu mai răspund. Vă aștept să faceți scris și vă răspund. Ați uitat că ați aprobat cheltuirea banilor în urma cărora au ieșit la suprafață corecții de milioane de lei? Ați uitat că ați aprobat creditele bancare la care... Ați uitat că ați aprobat creditele bancare ca și consilier local la care ați ridicat cu două mâini și la care ați uitat că ați aprobat și planuri de cheltuire a lor, inclusiv faptul că s-au plătit și penalități la dobânzi și la credite. Ați uitat că ați aprobat și s-a plătit deja o factură, că am văzut-o zilele trecute, la angajarea unei firme, domnule consilier, ca să faceți alt credit, să finanțați creditele. În condițiile în care s-a plătit o factură de câteva zeci de mii de lei și nu s-a făcut nimic și l-ați ridicat mâna. Da, orașul este într-o situație dezastroasă din punct de vedere financiar și din cauza dumneavoastră, pentru că ați votat în mandatul trecut toate aceste lucruri și ați fost părtaș la așa ceva și în același timp știm foarte bine că motivul pentru care fac aceste rectificări bugetare, principalul motiv este de dezastroasa administrație pe care ați aplicat-o în mandatul trecut, în condițiile în care, la prima rectificare din 2020, am diminuat sumele mincinoase pe care dumneavoastră le-ați votat în decursul anilor de peste 10 milioane de lei. Când vreți să mai puneți întrebarea de dezastru financiar, să vă uitați în oglindă și să vă vedeți cum ați votat ani de zile acest dezastru financiar. Nu vă obligă nimeni să-l votați. Proiectul de hotărâre este opinia dumneavoastră. Proiectul de hotărâre nu vizează decât lucrurile premergătoare în accesarea de fonduri europene, cu care dumneavoastră ați votat ca să fie blocate fondurile europene în mandatul trecut. Și se pare că asta vă place și acum. Domnilor, haideți să terminăm cu și cu dialogul și cu aceste afirmații. Eu nu particip la dezbatere, dar pe buget, dar afirmațiile astea trebuie probate și de o parte și de cealaltă. Haideți să trecem la vot, vă rog. Cine e? Da. Scuzați, nu v-am văzut. Poftiți, domnul Crețu. Am avut o solicitare și anterior, când am mai avut astfel de proiecte de hotărâre în discuție. Și vă rog, domnule primar, în măsura în care este posibil să ne trimiteți și nouă, odată cu acest tabel de 70-80 de pagini, și acea sinteză în care să ne spuneți că se adaugă suma de la capitolul 38. Dau un exemplu. Ar fi mult mai ușor, mai ales la ședințe de îndată. Mulțumesc. Domnul Crețu, ați terminat? Da. Mulțumesc, poftiți, domnul primar. Cu siguranță, domnule consilier, cum de altfel, pentru o mare parte dintre dumneavoastră care vreți comunicarea curată și frumoasă și asumată, nu doar că vi le dau, vă aștept oricând și după program, eu cel puțin, să discutăm așa cum doriți dumneavoastră. Dacă vreți să vi le trimit și cu virguliță. Mulțumesc. Dar rugămintea este, dacă este să ni le transmiteți, ok, putem veni să discutăm, să ni le explicați, dacă nu le înțelegem. Mulțumesc. 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 Mai sunt discuții? Da, domnul. Același semnal de alarmă vreau să vă vedem, domnul primar. Am avut și în ședința trecută, l-am rugat frumos să ne trimită lista sinteză pe orice face rectificare bugetară. Nici astăzi se pare că nu ne-a ascultat. Mulțumesc. Mai aveți, da, v-a spus. Aș vrea să înțeleagă tot Consiliul Local. Toate cifrele,
toate, nu așa cum s-a spus data trecută, că nu se găsesc în bugetul local, toate se găsesc acolo. Ce spune domnul consilier Crețu este ok, le vreți punctual cu virgulițe și cu nicio problemă, cum de altfel v-am anunțat de fiecare dată, în momentul în care este vreo nelămurire, îmi spuneți și le discutăm. Mulțumesc! Mai sunt discuții? Mai are cineva ceva de spus? Nu. Mulțumesc! Vă rog să trecem la vot. Cine este pentru? Deja supunem la vot. Da! Cine este pentru? Spun mai tare, vă rog. Unu, doi, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Domnul Duran. Nu? Împotrivă. A, nu. Cine este pentru? Deci 9. Domnul Raț. Domnul Raț. Punctul 1, rectificare. Da, pentru. 10. 10. 10 pentru. Cine este împotrivă? Domnul Duran. Zic. Împotrivă. Domnul Duran. 11. Abținere. Abțineri, vă rog. Una, două, trei abțineri. Yes. Este total. Trei care nu votează. Da. Trei care nu votează. Da. Voturi, proiectul a fost votat cu 10 voturi pentru. Trecem la punctul 2 de pe ordinea de zi. Proiect de hotărâre privind aprobarea dezlipirii imobilului proprietate publică a municipiului Câmpina în suprafață de 7515 metri pătrați din măsurător și 7558 metri pătrați din acte, situat în municipiul Câmpina, strada Voila numărul 19, tarla 48, județul Prahova, cu numărul cadastral 27.774, inițiator domnul primar. Stai să mă dau ca să audă. Aș vrea să fac un amendament la punctul numărul 1, articolul 1, imediat. La punctul 1, numărul 1, se adaug de la după 14 și punctul 15, 16, 17, 18, după care 1 la final. Iar la articolul 1, punctul 2, se adaugă 19, 20, 21, 22, 23, după care la final 8. Este vorba despre lotul de teren unde a fost depus la Ministerul Dezvoltării prin CNI construirea unei creșe, iar suprafața de teren necesară este exact suprafața prin această dezlipire. Este și avizul Consiliului de Administrație al școlii. În rest nu mai am nimic de adăugat. Discuții pe proiect, vă rog. M-au auzit? Discuții pe proiect. Am eu ceva să vă întreb, dar este de formă, nu de fond, problema. În articolul 1, aliniatul 1, punctul 1, suprafața este de 2998 în proiectul de hotărâre, la punctul 2, 4517, dar în documente, referatul de aprobare, în raportul Serviciului de Urbanism, sunt 4.000, referatul de aprobare, că le-am subliniat, sunt 4.516 cu 2.999. Deci totalurile, vedeți ce ai, 4.516 cu 2.999, per total, este... Dar cred că nu au fost trecute punctele respective.
pe care le-ați depus? Totalul este același. Suma este aceeași, însă conform raportului sunt 4.516 în loc de 4.517 și 2.998, dar s-a făcut o altă schiță. Așa, o greșeală de dat. Proiectul este făcut după schiță. Aceasta este documentul care va merge la care. Eu am văzut și rapoartele și nota de fundamentare de la Serviciul de Administrație a Administrat Domeniului Public, unde scrie 4.516 cu 2.999 și atunci acestea sunt suprafețele exacte. Cele care sunt trecute în proiect și în anexă la proiect. Bun. Asta era, că suma era aceeași, însă era un lucru de formă și să lămurim că apar diferențe. Bun. Supun la vot amendamentul formulat de domnul primar. Cine este pentru? Zi, Andy. Tu și domnul Duran, domnul Raț. Tu și prezenți în sală. Pentru. Unanimitatea celor prezenți. În unanimitatea celor prezenți. Am să supun la vot proiectul în ansamblu său. Cine este pentru? Pentru. Domnul Raț? Proiectul în ansamblu. Pentru. Unanimitatea celor prezenți. Vă mulțumesc. Proiectul a fost votat. Trecem la ultimul punct de pe ordinea de zi. Proiect de hotărâre privind aprobarea trecerii din domeniul public în domeniul privat al municipiului Câmpina a unei construcții cu durata normală de utilizare consumată în vederea scoaterii din funcțiune, casării și demolării acesteia. Proiectul a fost inițiat de domnul consilier Nica, căruia îi dau cuvântul. Mulțumesc! Da, este vorba despre o clădire foarte veche din 1870. Nu este folosită de 15 ani, are un vis seismic, este necesar acest proiect, trecerea aceasta în domeniul privat, din domeniul public, pentru a obține avizele necesare pentru demolare și construcția acolo a celui bazin de apă foarte necesar și pentru care sunt fonduri aprobate prin buget. Este o problemă de îmbunătățire a structurii spitalului, mai ales după ultimele evenimente cu apa din zona respectivă și din public. Atât? Discuții? Pe marginea proiectului? Dacă nu sunt, o să vă rog să trecem la vot. Cine este pentru? Pentru! Toți cei prezenți, domnul Duran, pentru punctul 3. Toți cei prezenți. Să voteze. Punctul 3, votează. Spune și pentru. Mai tare, domnul Rad. Pentru, la momentul. Da. Deci 15 pentru și... 16 pentru și... Nu, băi, ia-ți în tapse. 15, s-a abținut și domnul. Nu la apoi, la... Doar la primul v-ați abținut. Da, la ora care... 16 pentru și... Și eu care nu am participat la vot, deci proiectul a fost votat. Vă mulțumesc, declar închisă ședința de astăzi. La revedere. Gata, a fost bine.